Tache Ionescu este cunoscut drept un mare politician, prim-ministru al României o scurtă perioadă, gazetar și orator strălucit. Dar puțini știu că o perioadă din viață a uimit și încântat cu pledoariile sale publicul din sălile tribunalelor. A fost la fel de strălucit ca avocat, cum a strălucit ca politician. S-a născut la Ploiești, la 25 octombrie 1858. Tatăl său, negustorul de cereale Gheorghe Ion, a cunoscut falimentul în urma recesiunii de după o epidemie de holeră. Ca urmare, familia s-a mutat la București. A urmat cursurile secundare la liceele Sfinții Petru și Pavel din Ploiești și apoi ca bursier la Sfântul Sava din București. Aici a făcut 2 ani într-unul și a publicat versuri și nuvele în calitate de colaborator la revista Juninei. A studiat la Facultatea de Drept din Paris, unde a legat prietenii de viață cu viitoare personalități ale societății românești: Constantin Disescu, Constantin Arion, Alexandru Giuvara, acolo fiind și Alexandru Marghiloman. A fost coleg cu Raymond Poincaré, președintele de mai târziu al Franței, și a obținut doctoratul cu magna cum laude. Întors în țară în anul 1881, după o scurtă ezitare între cariera de magistrat sau avocat, a reușit să se integreze în lumea juridică bucureșteană ca avocat în baroul de Ilfov. Debutul la bară, nota Romulus Seișanu, unul dintre biografii săi, și l-a făcut într-un proces de-a dreptul infernal, care părea din start ca și pierdut. Cum necum, Tache a avut sorți de izbândă și câștigă. Iată ce spunea chiar Tache Ionescu despre debut: când am început cariera mea de avocat, atunci când omul crede cu naivitatea tinereții că cel mai bun proces de pledat este cel mai greu de câștigat, am apărat cu domnii Arion și Disescu pe 2 preoți care comiseseră un act de escrocherie și de sacrilegiu. Ulterior, continuă Seișanu, au urmat mai multe procese, printre care cel mai vestit a fost, în septembrie 1882, renumitul proces Nicolae Blarenberg contra lui Saint-Marin. Domnul Blarenberg trimisese prin Anica Scorțeanu un bilet galant doamnei Stoicescu, soția viitorului ministru liberal Constantin I. Stoicescu. George Saint-Marin, brigadier de călăraș, fratele doamnei, a prins-o pe curieră și a bătut-o sălbatec. A doua zi l-a atacat brutal și pe Nicolae Blarenberg, care pentru aceasta l-a dat în judecată. Avocați de renume au asistat inculpații și părțile vătămate: George Vernescu, Tache Ionescu, Petre Grădișteanu, Grigore Ventura sau Mișu Cornea. În timpul procesului, la ședințe erau prezenți mulți jandarmi, pentru că se înregistraseră mai multe incidente violente. Tot din avocatul Seișanu cităm: pledoaria lui Tache s-a remarcat printr-o argumentare logică, eleganță și formă concisă. Încă de la primul proces s-a impus drept un avocat bine pregătit, cu solide cunoștințe juridice, iscusit în a construi armonios pledoariile și direct în expunere, fără să abuzeze de prea multe citări. În locul pledoariilor lungi, încărcate de digresiuni și material greoi, Tache Ionescu introdusese, probabil fără să vrea, pledoaria esențială, rațională, sobră și elegantă. O pledoarie este și o operă științifică și o operă artistică. Ea trebuie construită armonios, spunea tânărul avocat Tache Ionescu. Saint-Marin a fost condamnat la un an de închisoare și 10.000 de lei de despăgubiri pentru Blarenberg. Anica Scorțeanu, femeia bătută crunt de Saint-Marin, a primit doar 300 de lei de despăgubiri.
talentul oratoric care i-a atras supranumele de Tăchiță Gură de Aur i-a permis accederea în Partidul Național Liberal. Pus pe listele acestuia în 1884, va ajunge deputat la 26 de ani, dovedindu-se un om politic precoce. Întrucât Dimitrie Asturza, președintele partidului, nu agrea voci indisciplinate, mai cu seamă tinere, a trebuit să părăsească PNL în fruntea unui grup numit Disidența, alături de Constantin C. Arion, Nicolae Fleva, Constantin Disescu și alții. Va trece în tabăra Partidului Conservator la 33 de ani, în 1891, și a ajuns ministru al cultelor în guvernul Lascăr Catargiu. Dacă problema în PNL s-a numit austeritatea șefului, la conservator se va confrunta cu aceea a originii negustorești, fiind privit de sus sau peste umăr de boieri. A răbdat atitudinea lor până în anul 1908, când a pus bazele Partidului Conservator Democrat, formațiune politică la care au aderat, printre alții, Barbu de la Vrancea, Ion Luca Caragiale și tânărul Nicolae Titulescu. Memorabil rămâne discursul lui Caragiale, ținut în martie 1908 la Ploiești. Ridic toastul acesta lui Tache Ionescu nu pentru că este șeful partidului. Șefia nu a luat-o el, i-ați dat-o dumneavoastră. Gloria i-o va da viitorul, iar reputația i-a dat-o trecutul. Se apropia unul dintre cele mai răsunătoare succese ale carierei sale de avocat, faimosul proces zis al tramvaielor, din 1912. Alături de profesorul Constantin Disescu, va ridica excepția de neconstituționalitate a unei legi care viza dreptul de proprietate al unei societăți publice, concepție revoluționară pentru acel timp în Europa. În sprijinul susținerilor prezentate, s-a recurs la consultarea unor reputați autori francezi de drept public care au atestat corectitudinea excepției. Peste o jumătate de an, la insistențele lui Titu Maiorescu, va participa la conferința de pace de la București după al doilea război balcanic, unde va pleda convingător cauza României, soldată, cum se știe, cu incorporarea celor două județe, Caliacra și Durostor. Era primul contact cu marea politică europeană, un contact care, prin reușită, l-a marcat profund și l-a determinat să îi se dedice acesteia. Astfel, la izbucnirea primului război mondial, va susține în particular și în public, la întrunirile politice, că reîntregirea României va fi posibilă doar alături de Antantă. Cu o putere de predicție neobișnuită, a prezis că în război va intra Anglia, va intra Italia, vom intra noi și nu se poate să nu intre și America. Va fi vai de omenire. Dar de un lucru sunt sigur, că aliații vor fi definitiv victorioși și că voi vedea cu ochii mei România mare. Și vom vedea alte lucruri mari. Vom vedea tronuri prăbușindu-se. Vom vedea născându-se atotputernicia Americii. Vom vedea omenirea făcând un mare pas spre stânga. Vocea lui s-a auzit și în Consiliul de Coroană și în Europa, desigur, și la Washington. Când, din cauza unui început dezastros al participării la război, vechea țară românească a fost ocupată de trupele puterilor centrale, casa sa și a lui Ion Ice Brătianu, cel care concepuse și obținuse semnarea tratatului de cobeligeranță cu Antanta, au fost devastate cumplit. Ajuns la Iași, a fost unul dintre sprijinitorii morali ai familiei regale și a făcut parte din guvernul de coaliție din decembrie 1916. Mult timp, doar el și Regina Maria au mai crezut într-un final fericit.
După armistițiul din primăvara anului 1918, a plecat la Paris însoțit de 200 de persoane și, ca avocat al României, a pledat pentru cauza națională, trezind admirația lui Georges Clemenceau, care l-a declarat un mare european. Un an mai târziu, alături de Ionice Brătianu, va lupta cu succes la recunoașterea internațională a actelor de unire în urma cărora se profilase România Mare. Încheindu-se pacea postbelică, Tache Ionescu a întemeiat mica înțelegere dintre România, Cehoslovacia și Regatul Iugoslaviei cu scop defensiv. În semn de recunoștință pentru activitatea sa internațională în favoarea țării, regele Ferdinand l-a numit premier, dar guvernul a rezistat doar o lună. Ca să-și consume nemulțumirea, a plecat în Italia, o decizie nefericită, pentru că acolo, la Roma, și-a găsit sfârșitul. Înmormântat la mănăstirea Sinaia, conform dorinței sale, pentru că acolo se vindecase de holeră când era copil, marele avocat s-a dovedit a fi un și mai mare român.